dragi telespectatori, suntem astăzi invitații domnului prefect Alin Văcaru la prima ora dimineții bem cafea cu dumnealui. De ce? Pentru că după amiază la ora 6, când se transmite emisiunea Dânsul, are alt program. E foarte mare aglomerație astăzi în Gorj, pentru că începe campania și avem și inundații. Bună dimineața, domnule prefect! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor telespectatorilor! Într-adevăr, este o zi mai ocupată, pentru că astăzi este și izvorul tămăduirii și avem și cod galben și cod portocaliu hidro, și de aceea este o zi încărcată și vă mulțumesc că ați înțeles și că ați acceptat să facem această emisiune la primele ore ale dimineții. La dumneavoastră, la birou. Da. Să începem cu inundațiile, că sunt... e subiectul cel mai important. Așa este. Așa este. Noi știam de aceste inundații și vreau să spun că nu ne-au luat pe nepregătite. Am colaborat foarte bine cu toate instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgențe. Eu, ca președinte al Comitetului, am constituit o ședință extraordinară în care au participat toți membrii și unde am dispus măsurile necesare pentru a evita aceste inundații. Și vreau să vă spun că, cu toate că au fost cod portocaliu pe râul Motru, care s-a prelungit până mâine seară la ora 20 și în continuare suntem sub cod galben meteo de precipitații, nu au fost probleme atât de mari. Sau chiar dacă au fost aceste probleme, le-am trecut cu brio, pentru că echipele, comitetele locale din comunele respective afectate și comitetul împreună cu cei de la ISU, cei de la jandarm, de la poliție, și au făcut treaba și țin să le mulțumesc pe această cale pentru implicare, pentru că au înțeles că numai implicându-ne și fiind foarte vigileți putem trece peste aceste lucruri. Și încă o dată este de lăudat faptul că au fost și cetățeni a acestor localități care s-au implicat și n-au fost nepăsători la aceste intemperii. Au participat efectiv în anumite localități, dar eu sunt convins că pe viitor toți își vor da seama cât de importantă este aportul fiecăruia și se vor implica mult mai mult decât până acum. În ce localități au fost probleme majore? Deci, în ultimele 24 de ore au fost afectate 8 localități, 4 orașe și 4 comune. Mai exact, la primele ore ale dimineții de ieri s-a întâmplat o locuință și o curte în comuna Albeni, unde cei de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență, da, inundate, n-au cerut sprijin de la Comitetul Județean, au intervenit dumnealor cu forțe proprii și au făcut față așa cum a trebuit. După care, la Dănești, un număr de 10 gospodării, acolo tot Comitetul Local, dar împreună cu colegii noștri de la ISU, 2 motopompe și un număr de 6 subofițeri, au intervenit pentru a scoate apele din curțile oamenilor. Au mai avut... și în case? N-a intrat în case, au intrat în beciuri, în anexe, da. În două curți și în două beciuri, dacă nu mă înșel exact. La Strâmbajiu, la Turceni, au fost probleme la fel, în 10 gospodării. La Tizmana, râul Orlea, care și în momentul de față a depășit cota de atenție, se apropie spre cota de inundații, dar din informațiile care le avem de la gospodăria apelor, se pare că nu va mai crește și din contră este în scădere cota de la Orlea și nu vor fi probleme. Am mai avut probleme la Țicleni și la Bustuchin, unde la Bustuchin s-au reactivat alunecările de teren. Acolo chiar e problemă. Părea o problemă foarte gravă la început. Colegii noastre din presă chiar semnalau că s-ar putea să fie stare de alertă, dar nu a fost nevoie de această stare de alertă. Starea de alertă se poate instaura numai atunci dacă comitetul local din comuna respectivă cere avizul prefectului pentru a declara stare de alertă și a fi evacuați oamenii, dar nu este nevoie, pentru că monitorizăm în permanență. Comitetul local din comuna Bustuchin monitorizează din oră în oră și nu au fost probleme ca să fie nevoie să evacuăm oamenii. Dar, v-am spus, am acționat foarte bine, atât noi din Comitetul Județean, cât și comitetele locale au dat dovadă încă o dată de responsabilitate și au înțeles că este foarte importantă siguranța cetățeanului și s-au implicat ca atare. S-a instituit permanență la primărie, cu toate că e cod galben și doar la codul portocalii, dar am preferat să fim precauți și am instituit permanență la toate primăriile și la prefectură. Am fost tot timpul în atenția oamenilor și am răspuns la toate telefoanele și nu au fost probleme și sunt convins că nu vor mai fi nici de acum încolo. Eu personal... Mă scuzați că vă întrerup, îmi spuneați că ați fost în teren și ați constatat că chiar se respectă... Asta vreau să vă spun, că am preferat să stau la birou, atât eu cât și domnul subprefect, începând cu ora 10 ieri dimineață. Ne-am deplasat, dumnealui a mers în zona Bălteni, Turceni, Samarinești, Văgiulești, unde
unde trece râul Motru, unde era codul Portocaliu, la Glogova, la Tismana. Eu m-am deplasat la Dănești, la Țicleni și împreună cu domnul Dumitrașcu de la ISU, ne-am deplasat la Bustuchin pentru a vedea la fața locului dacă este nevoie să intervenim sau să evacuăm oamenii, dar v-am spus, din fericire nu este nevoie, iar domnul primar vreau să spun că era efectiv, era îmbrăcat la una cu oamenii în salopete și muncea cu utilajele primăriei și împreună cu angajații primăriei la acel drum pentru a-l stabiliza și ca oamenii respectivi să fie în siguranță. E foarte bine că se acționează, că oamenii participă și ei cu forțe proprii, că se mobilizează și comunitatea, nu numai cei care au obligația să o facă. Spuneți că până mâine mai este cod... Până astăzi seara este cod galben și până mâine este cod hidro, cod portocaliu hidro. Pe râul Motru, da. Dar ploi în continuare sau e vorba ploi... de ape care vin din amonte? Ploi până astăzi seara la ora 20, din ce avem noi informările noastre, dar codul hidro s-ar putea să la râul Motru, unde noi nu suntem foarte afectați, dar am cerut la primărie și la Samarinești și la Văgiulești, i-am rugat să facă permanență, să urmărească frecvent și dacă este nevoie să intervenim, să ajutăm chiar și pe cei de la Mehedinți, pentru că e normal, suntem vecini și dacă se poate să ne ajutăm, facem cu... tot dragul, pentru că e normal și ei sunt cetățeni ai României și e normal să ne ajutăm. Și am mai văzut și spuneam că nu numai la Gorj s-a întâmplat chestia asta, am văzut și pe programele naționale, unde la fel în Dolj s-a întâmplat ca din alte comune să ajute pe alți locuitori din alte comune și e un lucru îmbucurător. Nu mai vedem ca în urmă câțiva ani, vă ce-ți aminte când erau acele zăpezi, cum cetățenii stăteau la cârciumă și munceau pompierii. E un lucru îmbucurător că oamenii au înțeles că e nevoie să ne ajute. Să se ajute în primul rând pe ei. Exact. Adică să dea dovadă de spirit civic, pentru că până la urmă, în primul rând, se ajută pe ei. Așa este. Aș vrea să vă întreb, știu că primarii se plângeau când erau chemați de ISU la instruiri și la diverse, mă rog, informări pe care trebuiau să le facă. Se plângeau că nu au fonduri pentru a-și asigura materialele necesare pentru situațiile de urgență, saci, nisip, sirenele acelea care sunt pe primării, știți, când te duci într-o localitate, cauți primăria după sirena. Întrebarea este, acele sirene funcționează? Poate fi făcută o avertizare sonoră așa cum scrie la lege? Nu funcționează în toate, aveți dreptate. Dar vreau să vă spun încă o dată și am vorbit chiar la fiecare ședință care le avem și avem chemați primarii, le-am spus să înțeleagă cât de important este comunicarea scrisă, pentru că la fel și eu și domnii de la ISU, noi atunci când intervenim trebuie să avem și o comandă pentru această intervenție, că și dumneavoastră trebuie să-și justifice consumul de motorină, să justifice de ce au deplasat un număr de atâția ofițeri. Asta e de foarte multe ori. Din păcate, noi cei de la prefectură aflăm din presă de anumite probleme. Șeful de post de la poliție, directorul de școală sau de liceu, dumnealor trebuie să întrunească, să ne trimită nouă această informație, iar noi mai departe să o transmitem la Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Pentru că, vă spun, am avut două videoconferințe în ultimele două zile și s-a pus foarte mare accent. Ne-a spus, orice aveți nevoie, vi se va da pentru siguranța cetățenilor. Dar trebuie să și cerem pentru acest lucru. Am avut o problemă la Buduhala, chiar aseară, în videoconferință, am fost sunat de către domnul primar de la Telești că există posibilitatea să inunde anumite case în Cornești noi. Dar tot la fel am rugat... Dar acolo nu au fost probleme. Așa este. Acolo cei de la ANIF, îmbunătățiri funciare, au două motopompe pe care nu pot să le pun în funcțiune decât la cererea prefectului. Dar dacă prefectul nu știe de acea situație, nu există o cerere prin care să ni se aducă la cunoștință că sunt probleme și să ne roage să intervenim, nu putem să intervenim. Și de aceea l-am rugat. Este o procedură normală, trebuie ei să înțeleagă că astea sunt, așa se procedează, așa este legal și fiecare... E o coordonare între instituții care dacă nu există, n-au așa este, cum să funcționeze. Așa este. Și atunci s-a rezolvat problema. Și eu sunt convins că încetul cu încetul le vom pune la punct pe toate. Poate că unii așa au fost învățați, dar învățăm din mers. Un pic de militarie, le lipsește poate la... Nu militarie, zic că mai multă comunicare. Iar eu mi-am propus să nu stau foarte mult în birou, să mă deplasez în teren, să merg la fiecare primărie și eu zic că încetul cu încetul le vom pune la punct, pentru că primarii sunt receptivi,
au înțeles ce au de făcut și au văzut că, până la urmă, interesul este comun al tuturor. Să trecem la organizarea alegerilor, pentru că suntem în prima zi de campanie electorală și dumneavoastră, prefectura, coordonați toate instituțiile de pază, de siguranță și așa mai departe. Sunteți, până la urmă, da, reprezentantul guvernului în teritoriu și guvernul este cel care organizează alegerile europarlamentare și peste 15 zile începe și campania pentru parțiale. Parlamentul Europ. Da, așa este. A fost mai complicat puțin pentru că, cum spuneam și dumneavoastră, pe lângă alegerile europarlamentare au apărut și aceste alegeri pentru Colegiul 2 de Senat, unde a rămas liber prin plecarea domnului senator Toni Mihail Greblă. Este puțin mai greu pentru că sunt birouri electorale județene separate și a trebuit să identificăm un alt spațiu unde să formăm acest birou electoral județean. Sunt secții de votare separate și la fel trebuie să identificăm spații. Sunt anumite comune în care o secție de votare era într-un cămin și acolo trebuie să găsim soluții să mai facem încă o secție, pentru că, cu toate că sunt separate, s-a cerut ca atât biroul electoral județean să fie în aceeași clădire, cât și secțiile celelalte, cu toate că sunt distincte, să fie în aceeași clădire, pentru a nu pune omul să deplaseze mai multe locuri în timpul alegerilor. Dar asta înseamnă costuri duble la alegeri, adică comisii diferite? Da, duble pe colegiul respectiv. Ca doar și, pe colegiul doar respectiv. Pe colegiul respectiv, da, plătind președinte, vicepreședinte. Să nu uităm că senatul, deci Gorjul are 2 senatori, deci colegiul 2 este jumătate din județ, adică... Așa este, așa este. Aproape, na. Era foarte greu să se facă o singură secție de votare, pentru că sunt partide și știți foarte bine că sunt reprezentanți de la fiecare partid în secția de votare, mai sunt și ONG-uri care participă și supervizează ca procesul de vot să se desfășoare în condiții legale, președinte, vicepreședinte, și atunci erau într-o sală de clasă, gândiți-vă că erau 15-20 de oameni numai de la partide și cu președinții. Și atunci era o îmbulzeală foarte... Ceva anume, exact. Unii la europarlamentare, nu puteți și fiecare partid, și-a reprezentat, desemnat un reprezentant din cadrul fiecărui partid care să-i reprezinte în secția de votare. Și atunci, dacă aceste alegeri, atât la Senat cât și la europarlamentare, aveau loc în aceeași secție de vot, era foarte mare îngrămădeală și e și vremea, suntem în perioadă de primăvară-vară, unde e foarte cald și nu era foarte comod, iar ca și cheltuieli nu sunt foarte mari, pentru că se plătesc doar 3 zile pentru reprezentanți și 5 zile pentru președinți și vicepreședinți. Deci nu este o sumă foarte mare. Deci vor avea, vor fi în aceleași construcții, în aceleași clădiri, da, în special, secțiile de votare. În special, secțiile de votare sunt în școli și vor fi în două clase. Două săli de clase, exact. Am înțeles. Secția de votare. Sunt un număr de 326 de secții de votare pe tot județul Gorj la europarlamentare și 176 exact, pe colegiul, da, pe colegiul 2 de senat. Noi deja, v-am spus, am identificat spațiile, s-a văzut, a fost tragerea la sorți, cei doi, de fapt cei patru judecători. Am tipărit listele permanente. Anul acesta a fost puțin mai dificil. A fost noutatea, a apărut noutatea că listele permanente s-au listat direct de pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Fiecare primărie a primit un user și o parolă și a trebuit într-o perioadă de timp să-și facă acolo, să-și elimine decesele, persoanele care au interdicție, după care s-au listat aceste liste permanente. Noi, pentru a fii siguri că se fac așa cum trebuie împreună cu reprezentanții AIEP, pentru că avem doi reprezentanți AIEP în cadrul prefecturii, le-am pus la dispoziție un birou și sunt permanent alături de noi, împreună cu reprezentanții AIEP și cu grupul tehnic din cadrul prefecturii pe lângă biroul electoral județene, am luat decizia să chemăm fiecare primărie aici la prefectură și sub monitorizarea și cu sprijinul nostru să listăm aceste liste permanente în cadrul prefecturii. Chiar dacă poate pentru unele primării a fost mai greu să deplaseze, dar pentru siguranță și pentru a nu greși sau dacă se greșește să putem interveni ca să facem așa cum trebuie, am preferat să le facem la noi. Da, asta presupune că ei să vă comunice oficial față de listele care există pe site, care sunt decesele, care sunt ieșite. Ei au avut o perioadă de timp de vreo 10 zile, dacă nu mă înșel, în care au putut intra în această bază de date listele și puteau să verifice, să vadă ce persoane sunt și să le radieze pe acele persoane care au decedat sau care
au interdicție de a participa la procesul electoral. După care s-a trecut la listarea, a fost întâi delimitarea secțiilor de votare. Delimitarea, știți foarte bine, pe sate, pe adresele respective, dar în momentul de față suntem în grafic, nu sunt probleme, s-au confecționat inclusiv ștampile de control pentru fiecare secție de votare, ștampile pentru biroul electoral județean, biroul electorale județene sunt cu telefoane, cu calculatoare, deci exact cum trebuie. Și în cadrul instituției prefectului județul Gorj, vreau să vă spun că am niște colegi foarte buni care au trecut mai multe rânduri de alegeri și nu sunt probleme în ceea ce ține organizarea, cu toate că sunt două alegeri distincte, dar eu sunt convins că vom face față și nu vor fi probleme deosebite. Fiind prima zi de campanie electorală, vreau să vă întreb dacă la lipirea afișelor au apărut discuții, mai, deci mai rupeau unii la altora afișele, partidele, se mai certau, mai afișau în afara spațiilor permise? Nu, mai ales având atâtea alegeri în ultima perioadă, oamenii au înțeles. Știu că și la Târgu Jiu a avut loc o ședință unde s-au întâlnit toți reprezentanții partidelor politice care au pe liste, participă la aceste alegeri europarlamentare. S-a făcut o tragere la sorți, s-au delimitat panouri, fiecare are un număr de panouri și nu sunt probleme. Chiar azi noapte la ora 12 a început, n-au fost probleme, fiecare partid a mers și a pus primul afiș și nu s-au întâmpinat. Iar afișajul se face numai în locurile special amenajate pentru afișaj. În fiecare localitate, primarii sunt obligați să aibă acolo lângă primărie un panou de afișaj. În Târgu Jiu sunt mai multe fiind oraș, la fel sunt și în municipiul Motru și în celelalte orașe și eu sunt convins că nu vor fi probleme, pentru că, vă spun, oamenii au văzut, nu contează foarte mult afișajul. Este important să mergi la om și să explici ce vrei tu să faci pentru dumneavoastră. Are și afișajul procentul lui de votanți. Nu știu dacă are, mai ales că acum sunt foarte mulți de la București și contează, nu sunt, de exemplu, noi la Gorj, dacă nu mă înșel, două sau un partid, au un singur candidat care e pe un loc neeligibil. Restul sunt oameni din alte părți și contează foarte mult notorietatea oamenilor respectivi și dacă oamenii aceia pe parcursul timpului de când sunt implicați în viața politică și au ținut promisiunile față de electorat. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla în cazul în care am văzut de-a lungul timpului situații în care au apărut afișe, de exemplu, pe stâlpii de la troleu. Pe fiecare stâlp mergeai cu troleu sau cu mașina, vedeai fața unui candidat. Sau pe poduri, sau scrise cu, știu eu, grafiti pe nume sau înjurături. Se va lua măsuri, se va face ceva, se lucrăm, vor dezlipi acele afișe sau rămân acolo și... Toate aceste sesizări se vor face la Biroul Electoral Județean. Deci de când există Biroul Electoral Județean, tot ce ține de această... Și dacă nu face nimeni sesizare? Dacă nu face nimeni sesizare, probabil că primăria o să intervină care fiecare dată, dar și aici, încă o dată, cum v-am spus, că oamenii au înțeles, ar trebui să înțeleagă că acele locuri de afișaj trebuie respectate și că dacă ne respectăm pe noi și vrem să fim respectați, să respectăm și la rândul nostru. Dacă noi nu înțeleg și cred că acele înjurături, sau cum spuneți dumneavoastră, cred că au un efect, eu zic că nu au un acel efect, dar fiecare om face ce crede dumnealui. Până la urmă, pe cine să și amendezi dacă nu-l prinzi la fața locului. Dar eu sper să nu fie. Eu zic că va fi o campanie și implicarea probabil nu va fi atât de mare cum a fost la celelalte alegeri. La alegerile locale au fost consilieri locali din localitate, a fost primarul care a participat și a fost o implicare mai mare. Acum, probabil că implicarea va fi mai mult de la centru și organizațiile județene vor încerca să tragă organizațiile locale după dumnealor, să le facă să înțeleagă că sunt foarte importante și aceste alegeri europarlamentare. Și eu sunt convins că la noi deja partidele au maturitate și vor face o campanie liniștită și se vor respecta reciproc. Pentru că, până la urmă, v-am spus, dacă vrei să fii respectat, iar oamenii s-au săturat de bălăcărări și vor să vadă că există seriozitate și că oamenii se bat în proiecte. În proiecte, ceea ce se vor vedea în dezvoltarea localității sau județului Gorj. Ce se va întâmpla, cum vor interveni forțele de ordine în cazuri, știu eu, sau în ce cazuri pot sau trebuie să intervină forțele de ordine pe perioada campaniei și atunci în timpul alegerilor, pentru că nu știu dacă veți mai avea timp să stăm de vorbă până înainte de alegeri.
Păi, la aceste alegeri europarlamentare și parțiale vor fi implicate atât Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție, chiar și ISU și cei de la pompieri, fiind un număr foarte mare de secții de votare, nu putem să asigurăm doar cu poliția și cu jandarmii și atunci va fi nevoie să suplimentăm și cu pompierii acolo unde este nevoie. Mai avem o secție foarte grea, dificilă din punctul meu de vedere la Cerna Sat, unde știți foarte bine, acolo nu există mijloc de comunicare și va trebui să avem în atenție acea secție de votare. Eu chiar mă gândesc pe viitor ca acolo să nu mai existe secție de votare și să încercăm ca cetățenii care doresc să-și exercite dreptul de a vota, să facă o cerere și să venim cu urna mobilă să se voteze. Pentru că acolo sunt vreo 70-80 de alegători și trebuie să ținem o echipă permanentă acolo unde nu putem comunica și nu știm ce se întâmplă acolo. Pentru că nu există comunicare, nu există telefoane, decât la baraj există un telefon pe satelit unde putem ține legătura cu dumnealor. Și eu vă spun, mă gândesc foarte serios, o să discut și cu domnul primar, că nu pot să iau decizia fără să mă consult cu consilierii și cu primarul din Comuna Padeș, să vedem dacă dumnealor consideră că este benefică acest lucru sau să rămână în continuare această secție de votare. Vor fi implicați, iar vor interveni atât jandarmii cât și poliția atunci când se vor încălca legile. Atunci când spuneți dumneavoastră că se vor scrie pe pereți, la fel vor interveni pentru a sancționa acei oameni care nu respectă afișajul, locurile amenajate pentru afișaj, vor interveni când se vor da mită, dacă se vor da... Aici dar... vreau să punctăm foarte mult, pentru că vreau să vă întreb dacă acele găleți, de exemplu, sau găleți pe care scrie numele partidului, se consideră mită sau nu? Sau e material electoral și nu e nicio problemă? Care e diferența între materialul de promovare electorală și mită? Pentru că dacă îi dau o mașină pe care scrie partidul X, mită nu mă s-ar refer. Putea să zică, domnule, e material electoral, uite, mi-am pus acolo. Acum, nu știu, vedeți, dacă vine omul și îți dă o bicicletă, atunci e mită. Sunt produse care au, nu știu exact, sper să nu greșesc, suma de 10 lei sau 15 lei se poate să nu depășească produsul respectiv și este o sumă, o anumită valoare, exact. Să nu depășească o anumită valoare, dar încă o dată, eu aș prefera să văd alegeri în care fiecare candidat sau fiecare partid să-și prezinte doar programul și atât. O singură fițuică în care să prezinte ce vrea el să facă și ce proiecte de viitor va avea, care să, bineînțeles, pe județul Gorj, uitați, domnule, asta vreau să fac pentru județul Gorj, și atunci oamenii să aleagă programe. Sau, de cele mai multe ori, oamenii trebuie să înțeleagă, să dea dovadă că sunt cetățeni adevărați și atunci când vine un astfel de candidat sau un partid și oferă anumite foloase necuvenite din punctul nostru de vedere pentru a vota un anumit partid sau un anumit candidat, să vină să anunțe. Pentru că numai așa putem stopa astfel de cazuri. Dacă nu și se bucură că au luat ceva și ajung o săptămână și după care la săptămâna viitoare revine la viața normală, eu zic că nu este corect și după aceea ne întrebăm de ce a ieșit unul sau altul. Vă întreb pentru că noi fiind televiziune ne-am implicat, am declarat că ne implicăm în campania electorală și am discutat cu partidele. Bine, discuția oficială, discuția oficială, dar discuțiile neoficiale pe care, sau vorbele neoficiale pe care le-am auzit, au fost de genul, de ce să plătesc eu la o televiziune să mă duc să-mi, pentru că la televiziune privată se plătește. Da. De ce să-mi plătesc la o televiziune ca să-mi prezint programul, mai bine mă duc la oameni și le dau ceva. Nu știu dacă este o soluție, pentru că nici nu ai siguranța. De banii ăia. Nici nu ai siguranța că acel om a înțeles ceva ce vrei să faci tu și nu ai siguranța că te votează. Că omul poate să primească acel lucru necuvenit din punctul meu de vedere, dar să voteze tot cu cine dorește dumnealui. Sau cum a venit dumnealui, poate să vină și altcineva să-i dea. Exact, mai și atunci, iau de la toți și văd eu ce fac. Vedeți, după aceea. Nu asta e soluția. Acel partid sau acel persoană care ți-a avut acea discuție, trebuie să înțeleagă că nu mai trebuie să facem în 2014 să mai facem astfel de campanii. Pentru că atunci oamenii nu mai înțeleg nimic și de aceea apar acele nemulțumiri și vedeți de ce a ieșit ăla, de ce a venit celălalt, de ce mă reprezintă ăla. Pentru că noi cetățeni, în primul rând noi, fiecare cetățean trebuie să dăm dovadă, să ne respectăm pe noi, v-am spus, ca să putem fi respectați. Și atunci să alegem candidatul cel mai bun care considerăm noi că ne poate reprezenta, un om care
atunci când l-am trimit acolo, să știu de ce l-am trimis, nu că l-am trimis că mi-a dat nu știu ce foloase și de aceea am pus stampila. Pentru că de foarte multe ori, acel vot al cetățeanului respectiv contează foarte mult în economia țării. Da, eu vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat telespectatorilor noștri pentru a-i lămuri și legat de alegeri și pentru a se arăta care e situația la aceste inundații, ca să zicem așa, în Gorj, cu toate că la noi au fost cazuri răzlețe și situația a fost Au fost răzlețe pentru că s-a prevenit. Tot timpul lucrăm pe prevenție. Eu de când sunt prefect de 3 luni și ceva și nu numai de situații de urgență, inclusiv cu instituțiile care fac controle și la firme, i-am rugat și am insistat să mergem pe prevenire, să nu mergem neapărat a omorâ acel comerciant, să încercăm să prevenim. Și vă spuneam, am rămas surprins plăcut. Eu, la mine în familie, nu ratăm nicio ocazie de sărbătoare când este ziua mamei, a soției, ziua de nume și tot timpul cumpăr flori, pentru că atât soția cât și mama mea le plac foarte mult florile. Am rămas surprins plăcut să văd că atunci când am cumpărat un buchet de flori, mi s-a dat un bon. Ceea ce nu mai... Poate v-a cunoscut, domnul prefect. Se poate și asta, dar... Poate v-a văzut la televizor, bă, la prefect trebuie să-i dau bon, că nu se știe ce se întâmplă. Dar pentru mine a contat foarte mult. Zic, uite, unii au înțeles și sper ca și de acum încolo să înțeleagă... Să ne disciplinăm, să ne educăm. Exact. Să plătim cu toții taxe. Exact. Ca dacă numai toți am plătit taxe, ar fi mult mai bine. Așa este. Și mult mai corect. Vă mulțumesc, vă urez spor la treabă, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, rămâneți alături de ENSA TV pentru că urmează după această parte a emisiunii Viața Gorjului o altă parte cu o frumoasă gospodărie din Samarinez, la care colega mea, Mihaela Andrescu, a fost în vizită. La revedere!